Numărul 15, Alex Strânc. Numărul 2, Vasile Jura. Numărul 8, Ovidiu Maier. Numărul 10, Dănuț Lupu. Numărul 21, Sevi Moga. Numărul 18, Marian Sabu. Și cu numărul 9, Adrian Neaga. Iată primul 11 al legendelor. Pe foaia de rezerve îi întâlnim cu numărul 16, Gabi Modina. Cu numărul 17, Iulian Dinăină. Cu numărul 13, Valentin Salvadosi. Cu numărul 19, Daniel Bădescu. Și cu numărul 12, Costel Lumeanu. Iată și echipa reprezentativă a județului Marea Mureș pentru prima repriză. Cu numărul 1, Alin Cota. Cu numărul 16, Dorin Opriș. Cu numărul 2 și capitanul echipei, Leo Rozadu. Cu numărul 5, Dinu Bum. Cu numărul 4, Victor Cuciu. Cu numărul 14, Otto Piroșca. Cu numărul 8, Ciprian Danciu. Cu numărul 20, Danuța Lou. Cu numărul 10, Cristian Vas. Cu numărul 13, Romulus Buna. Cu numărul 9, Otto Vindă. Iar pentru cea de-a doua repriză, selecționată Marea Mureșului, vor mai intra Dor Oană, cu numărul 11 Cristian Mureșan, cu numărul 16 Dorin Mureșan, Cristian Pop, cu numărul 19 Anin Petrovan, cu numărul 15 Teodor Șefanta, cu numărul 3 Emil Dăguș, cu numărul 17 Petri Penetea, cu numărul 7 Dănuț Șoncherechi, și pe numărul 6, Cosmin Mancean. Antrenorii echipei sunt profesorul Ioan Roșu și Harun Dan. Președintele și cel care l-a organizat pe băieți este domnul Octavian Ciolpea. Partida va fi arbitrată de cuplul format din Zoltan Secrei Junior, ajutat de Bogdan Oveșanu și Vlad Mare. Foarte bună.
Domnul Ocașcă pentru reprezentativa județului Maramureș. Iată pe Cristian Vasra, Ațiule, Cantele Mețe. Domnica Cunea. Așadar, iată deschidere de scor aici pe stadionul Viorel Mateanu, după o fază frumoasă.
luată de lecțiile reprezentativă a Maramureșului. Aceasta este finalizată de jucătorul din numărul 20, Dăruț Sabău. Thank you.
Modificarea de scor, când ne așteptam ca arbitrul Zoltan Senghei junior să fluere finalul primei reprize, iată, Petrica Negrea înscrie pentru reprezentativa Maramureșului. Scor 1-0.
pentru selecționata Maramureșului a intrat în teren cu numărul 3, jucătorul Emil Dăncuș. Așadar, pauză pe stadionul Viorel Mariano. Am zis 1-0, trecem și cronometrăm 3-0. Vedem până la final ce se va mai întâmpla. Ați văzut o fază frumoasă creată de Adrian Neaga, dar Alin Gota pe fază a reușit să pareze lovitura. O fază creată de Cristi Vasc. Nu a fost gol, a fost offside, scorul rămâne în continuare 1-0. Și până se va executa lovitura de la colțul terenului, vă readuc aminte, suntem la un eveniment organizat sub egida Zilelor Maramureșului. Este ediția cu numărul 5 în acest an, 2019. Și așa cum vă spuneam, pe lângă evenimentele culturale, artistice, administrative, oficiale, iată, organizatorii s-au gândit în acest an să completeze și cu unele evenimente sportive. Partida de astăzi dintre reprezentativele județului Maramureș și a legendelor fotbalului românesc face parte din acest program al Zilelor Maramureșului.
și am asistat la un duel între Venus Lupu și Leo Grozaru. Așadar, la pauză, selecționata Maramureșului conduce selecționata legendelor fotbalului românesc cu scorul de 3-0. Revenim după o pauză de hidratare.
legendelor fotbalului românesc, acțiune sportivă în cadrul ediției cu numărul 5 al zilelor Maramureșului. Pe parcursul pauzei am încercat să observ schimbările, mai ales din echipa județului Maramureș. Îl salutăm cu numărul 13, văd o schimbare, e Doruană în această repriză secundă. Nu l-am văzut pe Doru Dăncuș, vicepreședintele Consiliului Județean, care de obicei apreciază și mai joacă câte o partidă de fotbal. Cred că a rămas obosit după ce a fost în Luxemburg și la Viena. La fel spun și despre prefectul Vasile Moldovan și el, un portar renumit de Maramureș, aceeași oboseală după partidele de fotbal pe care le-au disputat cei doi în cadrul vizitelor din Luxemburg și din Austria. Noi rămânem pe stadionul Viorel Mateanu din Baia Mare. Sperăm să vedem 3 goluri în aceeași poartă.